Bun găsit, în dosar sunt vizate 5 persoane angajați și parteneri ai unor rafinării din Ploiești. Practic, ecologizarea unor bataluri ce aparțineau uneia dintre rafinăriile vizate în dosar s-ar fi făcut pe hârtie, nu și în realitate. Pentru a putea orchestra acest plan, au constituit un grup infracțional organizat prin intermediul căruia a fost înșelat statul român. S-au depus așadar mai multe declarații false la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. În documente, inculpații specificau că la data emiterii documentelor s-ar fi extras gudron acid din batal și din solul contaminat, acțiune ce în fapt fusese întreprinsă încă din anul 2009. Au acționat pe două paliere, pe unul s-au întocmit documente prin care să se arate necesitatea ecologizării batalului, acțiune în fals care nu trebuia întreprinsă. Peste 10 milioane de lei au primit pentru eliminarea rezidurilor în urma semnării contractelor, deși existența deșeului în locație a fost doar simulată. Al doilea palier a vizat măsluirea documentelor prin care rafinăria obținea procesul de predare primire a amplasamentului ecologizat, deși nu mai avea nevoie de astfel de tratament. Au fost emise 4 facturi de către prestatori care indicau existența a peste 900 de transporte a gudronului acid, dar și a unor tichete false de cântar.